Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. Mai degrabă la un nou unboxing, pentru că astăzi deschidem al treilea calendar de pe acest canal și sper eu, din suflet, să nu fie ultimul. Este vorba despre calendarul advent de la DM sau DM, Balea Man. Hopa! Și a venit Mimu la noi în cameră. Du-te, domnule, de aici. Bun. Este al treilea calendar. Primul pe care l-am deschis este tot de la DM, marca Trendy Tap, cel la 169 de lei. Dacă nu ați văzut clipul, o să-l las în căsuța cu descrieri și într-un comentariu fixat. Și de asemenea, acum 2 sau 3 zile, depinde când o să intre acest clip, l-am filmat și pe cel cu produse de îngrijire, tot de la Balea, care a costat 70 de lei. Acesta pe care l-am chiar aici în față, 70 de lei a costat, ba nu? Ba cred că 65. 65 de lei, da. Sunt super curioasă, este primul an în care ei, din ce știu eu, scot calendar advent pentru bărbați, așa că haideți să începem, pentru că sunt foarte nerăbdătoare să văd ce produse pot să împart de aici cu soțul meu, ce să folosească el și ce să folosesc eu. În cazul în care nu ați văzut clipurile de la celelalte două calendare advent, vă invit să le vedeți și totodată nu uitați că o să fac vlogmas de pe 1 până pe 24 decembrie, 24 de clipuri cu momente în familie, decorațiuni, brăduți, cumpărături și așa mai departe. Nu uitați că mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Să-mi dați un like, vă rog, la acest clip, dacă se poate și dacă vă place, dacă considerați că conținutul meu este pentru voi. Așa că haideți să începem clipul acesta și să vedeți ce se află în calendar. Haideți să începem, bineînțeles, cu numărul 1. Ia să vedem. Observați că designul la cutie este mult mai bărbătesc, de fapt, logic, dar aici este fără fulgișori, fără desene, fără prea multe chestii fancy. Așa că haideți să vedem ce am primit la numărul 1. Zice All-in-One Cream. Este o cremiță de 20 de ml pentru mai multe chestii, probabil față, barbă, mâini, corp și așa mai departe. Haideți să vedem cum miroase, că eu sunt cu mirosurile, să vedem. Ok, miroase a bărbat, a parfum bărbătesc, nu e ceva special. Ia să vedem textura ei cât e de grasă. E destul de grasă. Asta înseamnă că hidratează bine, mai ales că m-am dat în zona asta în care pielea de regulă este uscată. Da, e ok. Miroase ok. Bun, primul produs. Ah, și am uitat să vă spun. Aici am traducerea. Pentru că știți, fiind din Germania, Balea și DM-ul, nu au traducere română. Așa că au decât o hârtiuță din asta pe spate și am lipit-o. Hai să vedem numărul 2. Mi se pare că se vede foarte greu cifra pe afiș. Deci, efectiv, numărul 2. Și pun pariu că acum multe dintre voi îl vedeți înaintea mea, dar uite, l-am văzut și eu. Dar, ia să vedem, e ceva micuț? Ia să vedem ce e aici. Cred că este o mască din ce văd eu, da. Sigur. Haideți să citim ca să vă spun sigur ce este. Mască hidratare. Super! Deci avem 2 ori 8 ml, 16 ml de mască. Vă spun din proprie experiență, pentru că știu că folosesc genul ăsta de mască la pliculeț. Pentru mine, cel puțin, este arhi-suficient să folosesc jumătate dintr-un pliculeț. Deci pe mine nu m-ar ajuta de 2 ori, ci de 4 ori. Așa că haideți să trecem la numărul 3. Uite, la aici, pe ăsta l-am văzut din prima. Uite ce ambalaj, zici că e de la Old Spice. Mi-e așa îmi seamănă. Mi se pare super simpatic. Hai să vedem ce este. Gel de duș oriental Winter, 50 de ml. Deci începem bine. Avem 50 de ml, un gel de duș. Hai să-l mirosim. Oh! Wow, ce miros ciudat! Un fel de lemn cu scorțișoară. Și parfum bărbătesc. Nu știu, pentru iubiții voștri, soți, tați, cine vreți voi, eu cred că ar fi potrivit un astfel de calendar. Asta dacă e pasionat cu chestii de genul. Dacă e un fel de Grinch și nu-i place în Crăciun, nu-i place să împodobească, nu-i place să facă nimic de Crăciun, dar mie îmi place super mult. Foarte mult îmi place. Zici că e Old Spice. Trecem la numărul 4. Și ce credeți, l-am văzut dinainte să ridic calendarul? Se deschide la fel de frumos ca și cel pentru femei. La numărul 4 avem Outdoor Protection, SPF 15, o cremă de față pentru tenul bărbătesc cu SPF 15. Ia să vedem dacă are miros. Cred că mi-am dat și pe nas puțin. Nu, nu are miros, ceea ce e bine. Vă ziceam și în clipurile trecute că eu evit parfumul și evit fel și fel de mirosuri, să nu irite tenul. De fapt, miroase foarte, foarte puțin.
atunci când o pui pe mână, când o întinzi pe mână, dar așa din tub nu miroase. Deci, uite, văd că scrie și cu vitamin complex. Deci are și vitamine, ceea ce este un plus. Și am ajuns la, vai, deja numărul 5. Ia uite, cu ăsta mi se pare că îl văd un pic mai repede decât pe cel de la femei. Mamă, ce mititine asta! Ia să vedem, Merry Christmas! Lip balsam! Foarte tare! Îmi plac foarte mult culorile. Mi se par super bărbătești, așa, vișiniu ăsta închis la culoare. Trebuie să le încercăm, ia să vedem. Transparent la culoare. 8 ml. E destul de ok, adică na. Cât să se dea și un bărbat cu balsam de buze. Foarte gras. Super. A, nimic. De fapt, știți ceea ce miroase? Cremă de gălbenele. Fixa cremă de gălbenele. 5 și acum 6. Uite-le aici. Nu știu, eu iubesc foarte mult calendarele advent. Le ador. Le ador. Aș descrie... Scria ceva aici de 90 de grade. Nu știu, scrie în germană și nu prea înțeleg, dar haideți să vedem ce avem aici. Lavetă, ochelari sau ecran? Oh! Uite că s-au gândit la o chestie tare interesantă. Ia să vedem ce lavețică este asta. Păi mă lași? Ia uite! E foarte simpatică! Ia uitați! E fix din material din ăla lavețică de șters, fie monitorul, fie ochelarii. Super simpatică! Soțul meu nu poartă ochelari, dar la vară poate îi va folosi, chiar dacă are un ren aici. Nu contează. Să mirosim. Foarte drăguță este. Acum, problema este că nu știu dacă mai intră în punguliță, așa că voi arunca pungulița și o să o las aici. Hai să vedem ce urmează la numărul 7, care se află aici. E cam îndesat la numărul 7, dacă mă întreb pe mine. Un duș de peeling cu brown sugar. Îmi dau seama pentru că mai scrie și în engleză, nu că mi-aș da eu cu părerea în germană. Ia uitați, e un pic anșifonată cutia. Același ambalaj, nu pot să mă dau cu părerea că e un singur ambalaj, dar cred că nu miroase, bineînțeles, dar dacă palpezi, se simte efectiv zahăr în interior. Cred că o să fie foarte interesant pentru duș. 8. Uite-le aici. Ceva, cred că, un pic mai mare. Oare iar la 50 de mililitri? Nu. Altceva, ia să vedem. Tot încerc să citesc pe etichete, dar nu-mi iese. Voi avea nevoie de instrucțiuni de data asta. Zice crema de ochi cu aloe vera. 20 de mililitri. Crema lor de ochi este mai mare decât crema noastră de ochi. Nu-i corect. Ce e asta? Asta chiar nu miroase a nimic. Nu, n-are absolut niciun miros. Cremă de ochi, deci... Se dau și bărbații cu cremă de ochi? Nu știu. Pe aici? Poate o să folosesc eu. Acum, na, oricum, cred că majoritatea produselor vor fi folosite la comun. Indiferent că e calendarul ăsta, indiferent că e calendarul celălalt, la cât de bine miros, astea nu au un miros wow. Dar cele din calendarul trecut, chiar vă invit să vedeți clipul, pentru că sunt niște chestii delicioase. 8. Acum trecem la 9. Uite-le aici. Asta sigur e ceva mare. Da, am avut dreptate. Spuman de baie. Spuman de baie care de data asta, ia uitați, nu mai este roșu, este negru chiar. Băi, zici că este Old Spice în miniatură, foarte simpatice sunt. Wow! Îmi place, dar nu scrie mirosul, mă oftică, nu-mi dau seama ce miros este. Spuman de baie Deep Winter. Nu știu ce... Miroase bine, zice... Mie miroase un pic amurător, dar nu știu de ce. Nu știu. Miroase ca lumea. E un soi de cu alcool, cu spirit, cu murătură, nu știu, ceva de genul. Dar e fain. E fain de travel size. Deci mergi la, la hotel, nu găsești șampon, balsam de toate, le găsești aici. Hai să vedem numărul 10. Ia uite-le aici. Ceva mai micuț. Ăsta este, nu știu să vă spun, Bertenemenena, probabil ceva de barbă, nu știu. Zice ser de față și de barbă. Wow!
Are 20 de mililitri, ambalajul din nou, ia uitați, este nu roșu, nu negru, ci verde. O să auziți puțin și cățelul pe fundal, fiindcă s-a trezit și de ce nu să facă puțin scandal. Oare e lichid? Da, e un soi de... E ca o sevă, așa. Ia să vedem. Și oare la ce folosește? Asta mă enervează, dar o să caut pe internet, mă enervează că nu-mi dau seama pentru ce folosește. Pentru creștere, pentru descurcare, pentru împletire. Nu miroase bine. Nu miroase bine. Nu știu, miroase ceva chimical, așa. Nu știu, poate așa sunt serurile. N-am mai folosit până acum ser de barbă, sincer să fiu, dar... Da, nu știu ce să zic de asta. O să-i dau soțului meu și vă țin la curent. În cazul în care îi împletez barba în două luni, vă țin la curent. Deci am deschis 10, urmează 11. O, da, îmi place ambalajul ăsta. Am avut unul și la cel pentru femei. Și cred că este un body spray. Aici sunt curioasă să văd ce miros are. Hai să ne suflecăm mânecile, că de ce nu? Ia uitați cum a făcut. Nu prea impresionat. Mă așteptam să fie la un spray din ăla, așa să separe toate particulele. Băi, miroase bine. Miroase a parfum bărbătesc din nou. Da, îmi place. Și vreau să spună că ce, că soțul meu înainte să plece de acasă zic, oh, nu, astăzi nu mă mai dau cu parfum, astăzi mă dau cu un spray de corp din ăsta, așa. Nu, știți ce aș face eu cu el? După ce o să-l termine, sau după ce o să-l termin, sau îl golim, o să pună spirit în el. Exact cum făceam și cu celălalt. Mi se pare extrem de util. După 11, cine a zis că urmează 12, să dea un like la clipul acesta ca să mai cumpărăm calendarul advent, să mai facem unboxing-uri. Ceva mult mai mare. Mult mai mare, nu? Ia să vedem. 50-50? Ah, nu, e decât ambalajul. Shampoo. Deci aici avem șampon. Ia să-l vedem. Opa. Miroase și muși din el. Asta miroase fain. Mirosurile bărbătești sunt în mare parte la fel, nu ca la femei. 12. Urmează 13 aici. E cu ghinion de aia, nu-l văd. Și avem din nou ceva duș gel. Gel de duș. Ia să vedem. Ăsta miroase foarte puternic în față de tot ce a fost până acum. Vreau să văd dacă seamănă foarte mult cu... Deci, gelul de duș și cu spuma de baie. Nu, miros... Miros la fel. Fix la fel miros. Da. 13, urmează 14. Oi, ce repede l-am văzut ăsta. Ia să vedem, să vedem. Hand cream. Asta este super folositor. Cred că primul obiect pe care îl va folosi, ba nu, și masca. Eu cu soțul meu de obicei ne punem măști și îmi place chestia asta. E un fel de tradiție de-a noastră. Așa că după ce o să ne punem măștile, o să putem să folosim și crema de mâini, pentru că el are cu miros de bărbat, iar eu am cu miros de, nu mai știu, mere coapte, mi se pare. Nu mai știu sigur că la câte produse am deschis săptămâna asta. Ce hidratant este! Cel mai tare miros de până acum. După 14 urmează 15. Îl avem aici în colțuleț. Tot ceva destul de mare. Ia să vedem. La 15 avem nevoie de traducere. Peeling de față. Măi, dar noi nu am primit din asta. Ce se întâmplă? 20 de mililitri. Haideți să vedem cât de abraziv este. Ia uite, are culoarea verde de gel de păr de bărbați. Miroase a clinică, a spital. Vai, ce abraziv este. O să-i placă foarte mult soțului meu. Și dacă nu-i place... Nu-i problemă, vine la mine, se transferă produsul. Uite, e un fel de verde așa, face puțină spumă și miroase a hol de spital, adică a curat și alcool. Mirosul, uia. 16. Uite-le aici. Aici e ceva mai mare. Zice body salt. Asta înseamnă sare de baie, ceea ce îmi place. E sare de baie destul de grunjoase, destul de mare. Are 60 de grame. Și mă uitam că peelingul de duș are 16 mililitri, pe când ăsta are 60 de grame. Bine, și particulele sunt mai grele, dar da,
Asta sigur o va folosi. Ia să vedem, urmează, dragilor, 17. Uite-l aici. Ia să vedem. Asta nu știu ce înseamnă, hai să traducem. Înseamnă cremă de față senzitiv, 20 de milimetri. A, nimic? Hai să încercăm pe aici puțin. Încercăm așa un pic. Asta nu miroase a nimic, deci, na, mai avem cremă de ochi, cremă. Deci urmează un pamper rutin, cineva trebuie să se resfețe cu aceste toate produse. 17, 18, uite-l aici lângă. Dacă nu deschizi în fiecare zi câte o cutiuță din asta și le deschizi pe toate, efectiv pierzi ritmul. Ia să vedem. 18 se numește gel de duș. Gel de duș? Da. Wash gel? Cred că mai degrabă este gel de curățare. Este, nu știu câte ori că mi se întâmplă chestia asta, acum trebuie să-l pun aici. Da. Să vedem cum miroase. O, ce răcoritor e! Mama mia! Zici că e... Dar oare la ce mă așteptam dacă zice că e gel de duș? Ia să vedem cât de hidratată rămâne pielea. Da. Ok. Și dacă nu rămâne hidratată, avem creme și loțiuni destule. Bun. Punem aici. Ia să vedem. După 18 urmează 19. Și mai avem decât 5 zile. 19. Cine-l vede? Nu-l văd. Gata. Ia să vedem. Fus balsam. Ăsta cred că este balsam pentru picioare, din ce am ținut eu. Da, balsam pentru picioare. Ăsta ar trebui să miroase fain. Hai să vedem. Textura, să vedem dacă este la fel ca la celălalt. Ăsta are 20 de mililitri. Cel de la Balea pentru femei era foarte hidratant. Uite, văd că și ăsta e la fel. E un soi de unt. Mamă, ce bine miroase. Miroase a bărbat. Știți mirosul ăla? Și a mentol. Ăsta e mentolat. Chiar cred că te ajută și cu mirosurile. Și am trecut la 20. Ceva tot la fel de mare. Ia să vedem. Body lotion! Hai să mirosim. Arată super drăguț. În ambalajul ăsta verde clasic. Tot trebuie să le încerc, pentru că altfel nu-mi dau seama dacă miros sau nu. Fiecare gamă, fie că e negru, verde sau roșu, au un miros diferit. Asta intră cam greu în piele un pic. Ia să vedem. Fain. Fain și ăsta. Miroase. Destul de bine. Nu e wow. Miroase mai bine, dacă mă întreb pe mine, balsamul pentru picioare decât loțiunea de corp. Dar, na. Ia să vedem. 21. Aici! Cred că asta este o cremă de noapte, dacă spun eu bine. Cremă intensivă pentru noapte. Mă, dar să răsfață bărbații noștri cu calendarul ăsta, au de toate. Pe bune de nu au de toate. Miroase exact ca asta. Deci are același miros. Ăsta a fost wash gel, da? Deci miroase super. A bărbat, exact ce vă ziceam eu. Da, mirosurile nu sunt wow. Dar să vedem dacă persistă. Are tot 20 de mililitri, nici nu știu dacă am zis, dar e ok. 21, 22 l-am văzut înainte. Ce-mi plac ambalajele astea așa diferite. Mamă, deci, credeam că este iar unt de corp cum a fost la celălalt. La celălalt, în cazul în care nu l-ați văzut, este un unt de corp, nu mai știu la ce număr să vă zic. În formă de om de zăpadă. Atât ai de drăguț, adorabilicios. Ia să vedem. Ăsta zice că e șampon. Ia să citim. 22. Zice că e șampon solid. Mă las și ia să vedem. Dacă aș putea să și deschid fără să distrug cutiuța asta, are 30 de grame. Și arată cam așa. Nu e nimic special la el. Al nostru e mai drăguț, îmi pare rău. Mamă, nu-mi place cum miroase. Nu, e ciudat. Nu știu, o să-l rog pe soțul, o să se sperie cu el, să vedem dacă oare șampon de păr. Presupun că dacă era șampon de, mă rog, gel de duș, scria gel de duș. Dar da, cam așa arată. Mie mi se pare că are un ambalaj foarte drăguț. Am făcut dezastru aici cu șamponul ăsta solid.
23 și mai avem decât două numere. Ia să vedem aici. Crema de duș. Deci avem mai multe creme de duș, mai multe geluri de duș și șampoane. Îmi place. Cele negre și cele roșii miros cel mai bine. Încerc să văd. Mamă, ăsta miroase a mere coapte. Wow! Miroase exact ca cel pe care l-am avut înainte. Aha, miroase bine asta. Și am ajuns, dragilor, la ultimul număr. Și anume 24. Vreau să vedem. Cred că e o mască. Ah, ce drăguț! Uite! Este o mască cu Moș Crăciun! E foarte drăguț. E o mască de față, bineînțeles, din asta tip șervețel, pe care ți-o aprici pe toată fața. Și este în formă de Moș Crăciun. O să vedeți voi pe close-up. Foarte drăguț. Super! Nu știu ce ingrediente are, ca să vă pot spune pentru ce anume e folosită, dar eu la celălalt calendar am una cu un fel de cerb, nu știu ce e. Deci vă dați seama, în seara de Crăciun el să fie pe aici Moș Crăciun cu masca pe față și o să fiu rând cerb după el, pac, pac, pac. Foarte drăguț! Îmi place asta, chiar, chiar îmi place! Bun, și se pare că s-a golit calendarul nostru, din păcate. Cam acestea au fost produsele pe care eu le-am regăsit în calendar. Nu știu dacă la altele sunt diferite, s-ar putea să mai difere între ele, că mi-au mai zis niște fete că în calendarele lor de la Trendy Tap nuanțele erau diferite. Dar, mă rog, vă invit să vedeți și celelalte două clipuri. Nu uitați să-mi dați un like la acest clip, mă ajută mult, să dați subscribe, să vă activați clonțopelul și... ne vedem pe Facebook și pe Instagram și nu uitați, o să fac vlogmas 24 de zile constant de vloguri în familie, cu cumpărături, cu decorațiuni, cu toate cele, cu Crăciunul. Așa că ne vedem la următorul clip, vă doresc o zi frumoasă și ne auzim. Pa, pa!